Apoi, salutare toată lumea și bine am găsit la un episod de serverul Blue Bug, bă, fraților, măi. Și mă tot decid eu așa, am tot zic eu așa, mintea mea, frate, mai joc pe Bloom, nu mai joc. Deci mi se pare un server care deja, nu știu, nu că par fi problemă cu serverul, dar e problemă că nu pot să fiu acceptat pur și simplu nicio facțiune. Adică, nu știu, am întrebat și pe aici am mai vorbit cu este decizia și că fiecărui lider. Asta știam și eu, frate, dar acum să nu te accepte nicio facțiune când îi acceptă pe unii cu level 7 în paramedic și pe mine nu mă acceptă cu level 15 în paramedic. Asta e deja grav. Mă rog, o să încerc să filmez episoade, să fiu activ pe server, chestii, fac ore și... No, o să încerc să nu mai dau by level până la, nu știu, să fac și-o vreo 100-200 de puncte de respect, să fac și-o vreo 200-300 de ore și după aia... Intru într-o acțiune că, na, 200-300 de ore și level 15 e ceva. Pentru că eu am level prea mare și n-am destul de ore. Cred că asta este decizia mea. Deci nu sunt acceptat, așa că nu o să mai dau by level, o să joc pentru ore și ai, frate, aia sper să fiu acceptat într-o facțiune la un moment dat, dacă nu mă duc pe Orange sau văd ce fac. Adică nu pot, acum, uite, îmi las averea, am o casă, uite, asta e casa, am o casă, mașină, acum nu îmi las averea să mă duc eu pe server, nu sunt acceptat, da? Până la urmă, da, așa, drag, într-o facțiune ceva, să am și eu aici să-mi fac raport și chestii de genul. Acum, nu știu de ce nici nu s-a acceptat. Da, hai să vedem. O să mergem. Mi-am băgat un mod nou, să se vadă așa fundul mai colorat și mi-am băgat și Windows din nou, pentru că nu știu ce, nu știu, pur și simplu, mi-am băgat Windows-ul, cred că de vreo 20 de ori pe săptămână, habar nu am ce are, pur și simplu nu mai merge, odată nu mai pornește GTA, odată se nu știu ce, odată se nu știu ce și habar nu am de ce. Asta nu-i așa un pic. Unde arată dacă am luat mute la PM, mă refer. Dar pot căuta în reclamațiile anterioare împotriva ta. Și văd tot ce mai există. Salbă jeții, am scris eu. Aici m-am pingul mare sau atâta au trecut mai... M-am dus, dracu. Ați așa un pic m-am dus. Na. Hai să o scoatem de aici. Acum dacă tot ne-am și băgat. Opa, aici afară. Da, mă, nu aș vrea să mă las de Blue așa de ușor. Acum știu că nu mulți vor Blue, mulți urăsc Blue și pe comunitatea Sam România văd, frate, uite, facem avere, eu îți dau pe ori, știu pe ce server vrei în afară de Blue. Unul zice, bă, eu nu, de ce server să mă apuc în afară de Blue? Și chestii genul, adică pur și simplu urât serverul ăsta sau... Bine, sunt cei mai mulți playeri. Acum la ora 18 văd că nu creați playeri, habar m-am de ce. Nu știu, cred că face stream un youtuber pe alt server. Și de aia nu prea azi. Dar nu înțeleg, frate, de ce naiba... Na, pana mea, frate. Nu să înțeleg niciodată în viața mea. Se poate schimba vremea? Da, se poate schimba. Se poate schimba vremea. Nu? Da, nu. Ok, păi, în câteva minute o să merg și eu cu taică-miu undeva, la mall. Să vedem, mă uităm pe acolo. Pana mea, frate, și noi să mai filmăm și un episod, că toți suntem aici. La PC, nu prea am eu timp așa de episoade, dar așa de un episod pe zi de Sam, am și eu timp și ceva Battlefield, dar Battlefield nu prea mai joc. Acum că-s filmate câteva episoade acolo, dar Battlefield nu prea mai am eu treabă cu el. Dăm și Phil Gâscan. Ala avem Gâscanul full. Aia, eu mă duc să-mi repar mașina, dau Phil. Frumos, frate. Avem și fontul ăla. Frumos, adică v-am și zis de font că fiecare, adică bine, la alea, la HUD, adică fiecare cifre cu alt kilometru și de alea, sau sim, sau bine mi-e, frate, bine mi-e. Își vine 459 de secunde, vreau să fac și 1801 secunde, acum am vrut să filmez pentru că, pana mea, frate, mai ești și eu liber, fără școală, fără nimic. Bine, astăzi am avut școală, na. Da, zic și așa, mai ești și eu liber pe aici, putem să filmăm liniștiți și chestii de genul. Azi noi aproape 50 de episoade, am avut și niște probleme cu episoadele, acum că știți că eu le filmez din avans și mi-am reinstalat Windows-ul. Și am avut câteva probleme, nu mă lăsa să programez, nu știu cum, s-a postat episodul 35 înainte al 34 și am schimbat. Am pus numele la episodul 35-34 și la 34-35. Și ai frate, mâine spus la episodul 35, numai că ar trebui să fie 34. Și cum ar veni, eu am dat, eu vă dau un exemplu, n-am dat niciun rob. Cum ar veni, eu dau robul într-un episod și în celălalt mă pregătesc pentru rob, știi? Adică, cum ar veni, cumperi o mașină și după aia te gândești să o cumperi, știi? Ceva de genul, frate, adică, na. Dar nu, n-am făcut chestii de genul, cred că doar m-am plimbat și am făcut câteva chestii.
Nu mai știu exact, nu știu. Vă uitați voi în urmă și vedeți. Au trecut vreo 10 episoade de atunci. E frumos așa, de obicei să am cu 10 episoade înainte, în caz de trebuie să plec, de exemplu, undeva sau am, da, o da sleep. Nu trebuie să vreau 15 minute pentru a folosi de sleep. Da, eu pot să dau sleep și fără să mă coloc. Să și fără să aștept 15 minute, frate. Nu știu de ce. Cred că de la level 15 încolo. Habar nu am. Nu o să întreb chestia asta, sunt curios dacă se poate de la level, dar nu o să întreb, că poate cine știe, am eu o chestie. Ce zic, mă? Deci, uite, și vreau să zic, am eu o chestie, mă rog, care... Poți da și fără să joc 15 minute și na, pana mea, frate, dar e mai bine așa, mă. Și după aia pot să-mi dea drecul, să-mi facă ceva, după aia să nu mai pot să dau sleep și să trebuia să joc 15 minute. Și m-ar dezavantaja foarte mult, așa că nu merită să le zic. Vreau să-i întreb dacă pot de la level, nu știu, 5, poa, m-am răsunat, dă-te jos, mă, nu vreau să... De fapt, știi ceva? Ia, bagă-mă, explodează-mă așa, mersi. A, și pana mea, frate, ce să zic, asta e. Eu fi un bug de la mine, poate. Ah, you can buy ceva? Păi ești idiot. Două, na. Îmi pune să-mi cumpăr două acum. Și am aș fi fața ta, mă. Da, mă, și cu bani o ducem binișor, am nu-mi scot eu din bancă că vine pe ideful și... Să am și eu acolo, da? Nu știu ce să zic. Faza cu facțiunile astfel pe cât ar fi. Cel mai mare să mă gândesc să mă fix în ce și chiar și află chiar tu. Da, mă, vreau să mergem și noi să facem niște ferm acum. Hai. Facem niște fișoare, nea, fermer. Ah, n-am mai făcut ceva de episod de fermer, adică nu știu dacă am făcut episodul anterior fermer sau nu. Că de la episodul anterior au trecut două zile și nu mai știu dacă am făcut. Nu știu dacă au trecut două zile. De fapt, nu știu, eu filmez random, le postez, știu, adică le programez și na. De la... Asta se zice piesa RNG și odată a ajuns intră în el și faina se va vedea automat. Își fac treaba, el părea acum... Na, pana mea, frate. Își fac treaba. Să-și o facă în continuare. Nu era un evai pentru fraude, nu, depinde falsificare. Ok, să mergem și noi. O, bă, băiatul, ce faci, boss? Bravo, așa trebuie, du-te în neața, mătii. Hai de 186. Taxi, vezi, rank 5, ăsta e tester, mă, băiatul, mă. De fapt, nu, rank 6 trebuie pentru tester, așa e? Adică nu tester, mă, mă refer la să fac spus de tester și chestii de genul. Cred că rank 6 trebuie, hai să vedem. Mergem și noi. La fermă, ce și mie, chiar se vede, wow. Au scos capul pe geam direct, opa. O să merg așa în first person, parcă e mai frumos. Phil Gascan, ok, hai să mergem pe aici. Dă-te jos, nu ne interesează pe noi. Oh, fuck, nu, te răsună din nou, nu zic că te răsună din nou, nu. Holy shit, ok. Mergi și noi pe aici pe lângă, na, mă, și ce să zic, frate, asta o fi. Na. Hai să vedem, mai hai sar, hai că știu că sari. Aaaa, n-a sărit, fuck. Really? Și am trebuit să fac eu roata asta. Na. Și acum, asta e situația cu facțiunile, vreau să vă zic, nu mai pot să intru, asta e, frate, joc pe civil. Acum, nu știu, să mă, majoritatea intră cu pile și, pana mea, frate. Nu sunt țigana, mă rog să umbleu cu pile și cu de astea, frate. Da, mâine să vedeți un rank 7 medic în pula mea, nu medic, mă, paramedic, te dai cu coaie, cum? Și nici nu level, nu rank, mă, level 7 și paramedic coaie. Bă, da, acum înțeleg, frate, ești paramedic, dar ce dracu, bă, level 7, adică ești paramedic la level 7, ăla e minimul, da? Și la level 7 n-aveam sancțiuni, că eu la level 7 am aplicat prima dată pentru paramedic, deci n-aveam niciun fel de sancțiuni, nici cea mai mică sancțiune n-aveam, frate. Că banul mi l-am luat pe la level 12 sau ceva de genul, mi-am luat un ban de 3 zile pentru autoclicker. Și la pana mea, frate, acum înțeleg, e un ban, până la urmă, ai făcut o chestie nasoală, dar fratele meu, nu pentru un ban, adică, nu știu, liderii
De la fiecare facțiune, vorba mila acela. Liderii de la, la fiecare facțiune te aleg în funcție de, na, pana mea, frate, facțiunea lor, fac, nu veni. Te aleg după cum vor, ei, ca pana mea, frate, nu știu, poate mai îmi trebuie levels, mai joc ceva, ore, nu știu, habar n-am, o să joc. Ești unul povid de la burger, burger cu pește, what the fuck? O, știu, frate, se mai schimbă liderii. Poate, poate se schimbă liderul la Hitman Agency. Am aplicat și la Hitman Agency. M-au respins. Am aplicat la Taxi Love în episodul acela, că după ce am aplicat, după vreo două ore m-a respins. Și după aia... Na, frate, ce să zic. Uite-l pun aici, ce faci, frate? Uite, ăsta, hai să vedem ce level are, că-s curios. L-are mai mare sau mai mic? Dacă are level mai mic decât mine, mă piși pe față, le, frate. Aia nu pot să-l văd. Are o mașină proastă, dar nu pot să-l văd. Oh, mă mai duc, hai, du-te, dracu. Îl ajungeam dacă mă duceam, dar nu mai am chef eu așa că... Na, pana mea, frate. Nu mă duc eu acum după el să-l fugăresc. Ah, nu trebuie să dau get job, cred că e job. Cred că da, jobul de tractorist. Puh, a intrat unul deja ca amicaz, nu știu, frate. Asta e situația, asta e. Cât timp am? 870, 1000 de secunde mai trebuie să joc. Aia e, frate, ce o fi, o fi, sper să fiu acceptat la urmă și na. Dacă nu s-a acceptat și la level 25-30, atunci Orange sau Bizon și aia e, frate. Pe Bizon m-aș axa mai mult pentru că, na, ce să zic, acolo am și cont cu level 9 și, na, pana mea, frate, acolo zic că e mai bine. Adică acolo n-am sancțiune, dar de fapt, hai să mă gândesc. Nu cred că am sancțiune acolo. Nu, n-am sancțiune acolo. Nici măcar Mute nu cred că am luat pe Bizon, frate. Am fost băiat bun, frate. Na, pana mea, ce să zic acum. Voi fi o primit acolo în facțiune aia. E, mă, bucur pentru ăsta. Uite, Mystic, ce facem ăsta? ID 434. Uite, Taxi să fărăm 5 level 20 cu aia. Bă, Taxi să fii, adică rank 5 la level 20, 5 level peste mine, coaie. Mystic Vizu, nu știu. Nu știu. O fi intrat pe pile, stați așa, sunt frunasul. Scuzați-mă o secundă, o să merg în continuare așa, că să fac o omânia, stați așa. O secundă. De ce să facă lumea? Nu mai ce idee are cu asta. Andrei 4950. Ce? Ah, level 2, frate. Pe clară treaba, boss. Uite, ești statusul meu. Level 15-0 din 3 ori. Nici măcar n-am ori, că doar ca să înțelegeți. Nici măcar n-am ori. 15 din 4. Și aveam și o level 7. Ăsta 16. Nu știu, frate. O să încerc să și dau by level, că acum eu în medie 2 ore pe zi. Astăzi n-am făcut nicio oră astăzi. Aici am făcut vreo 3-4 ore. Deci, da. Nu știu, așa în medie pe zi fac cam 2 ore. Astăzi, na, poate o să fac până de seară, dar după aia mă duc cu taică, mi v-am zis. Nu știu cât o stau acolo, maxim 2 ore. Cred că o oră, nu știu. Și după aia mai pe seară, așa, pe la 8 încolo. Poate fac și eu. Mai o oră să timp sigur că am făcut pe ziua de azi. Și încerc să până la level 20 să nu mai stau cu sleep. Adică să fac eu punctele alea de respect din timpul meu jucat, nu să intru, na, să fac doar punct de respect, știi? Ele oricum nu o să dau by level. Până nu fac 200 de ore, nu o să fac by level, nu o să dau by level la level 16. Deci 200 de ore egal level 16 acum pentru mine. Eu nu o să mai dau by level. Azi știu și eu că mi-am făcut acolo treaba, frate, și că am level, na. Și că am level făcut ca lumea cu ăla cu... Ce zic, frate, cu... Orele și gata, nu că am level 4 și level și nu, asta, să am level 30 și 10 ore jucate cu aia. Nu, frate, asta e Willard, este mașină cu 4 și accesează și verifică acest. Nu știu, frate. Hai să vedem, mergem și noi acum să o vindem. Făinuța, o facem și noi ceva bani pentru că am plătit asigurarea aia de tot căcatul. Și na. Ce să zic? Aia e. Ai, poate o să intre, mama, nu-mi iau toate speranțele de la gură să zic, frate, asta e, nu mai intru nicio facțiune. Poate intru, frate, mai știi? Poate, poate. Acum sper să intru și sper să intru destul de ușor, nu să fie probleme de genul, frate, nu știu ce, ai level mic,
ăsta level mare prea mult, level mare prea puține ore. Sper să mă accepte. Până la urmă nu e așa mare problemă că am eu... Na. Contează experiența, frate, adică asta e singura problemă. Adică experiența, adică eu am experiență în SAMP, știu cum merge treaba. Joc din 2013 pe RPG, am jucat și pe Bizon, am jucat și pe OG Times, bine, OG Times e mai nou. Dar zic așa că e de am jucat și pe OG Times și na, mă, nu e, frate. Ia uite și pe asta. Bravo, frate. A, asta e să-mi repar și o mașină dacă tot o să aici, nu? Am, și cred că o să încheiești noi aici episodul, o să continui cu episodul următor, adică o să continui de aici fix acum, o să pornesc cu o nouă filmare și ne vedem data viitoare. Bye bye, fraților!